Salutare sucevenilor, pe Bucovinată, Vela Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi într-o zi în care vrem să vorbim despre scumpirea biletului la autobuz sau maxi-taxi. Ce să-i faci, trebuia să se întâmple dacă ne gândim că în majoritatea locurilor era de mult trecut de un leu. E, acum la noi este 1,5 lei, 1 leu și 50 de bani. Vrem să întrebăm suceveanul cum îi se pare această scumpire. E, na, n-are cum să fie de acord pentru că se scumpește ceva. În fiecare zi dă mai mulți bani, dar până la urmă trebuia făcută. Și cum se descurcă cu banii ăștia mărunței, firfirei prin buzunare? Folosesc autobuz. Autobuz. Maxi taxi. Nu, folosim mașina. Autobuz de obicei, abonament. Mai mult pe jos și cu autobuzul. Da, foarte mult, da. Da, că uneori da, uneori nu. De ce? Pentru uneori da, că poți să fii curat în autobuz și îngrijit și uneori poți fi foarte dezastros. Miroase urât, să fii... Nu prea. De ce? În primul rând sunt prea scumpe și în a doilea rând nu vin prea des. Da, am înțeles că s-au scumpit, nu? Și cred că nu oferă condițiile la prețul care e. De obicei, da, dar uneori autobuzul nu este nici căldură uneori, iar uneori șoferul nu conduce prea bine, pune frân brusc sau alte probleme. Da, da. Chiar am văzut în aici în Suceava, că eu am trăit mai mult în partea Bucureștiului, chiar am văzut niște autobuze mai curat, știu eu, fete, drăguțe. Dar eu mai puțin, eu am un copil ca dumneavoastră și mai mă aduce cu mașina și restul pe jos. Ceva nu-i bun. Ceva nu-i bun? Ceva nu-i bun. Nu mi se pare bună pentru că sunt oameni care nu au o condiție financiară așa de bună și nu-și permit în fiecare zi să plătească 30.000 dus întors de acasă doar. Sincer, eu nu știu ce să zic. E mare. E foarte... Da, e normal. Scumpirea de aici s-au mărit și pensiile și restul... Da. Păi și eu ăștia la autobuz trebuie să facă să iei, că dacă nu scumpesc, plâng noaptea după aia când au scumpit. Nu știu ce să vă spun. Nu. Nu. De ce? Deodată așa, m-a apărut... Da, mai de mult. Sau nu trebuia făcut deloc. Trebuia să fie așa un mijloc de transport, măcar în Suceava, măcar în oraș la tine, să fii mai puțin, să te poți deplasa cu mai puțin bani. Nu. Nu știu, funcție de se face scumpirea în funcție de prețul combustibilului. Am înțeles că acum, nu că am înțeles, sunt sigur că combustibilul a scăzut la preț, nu? Normal, scumpirea nu trebuia să se facă. Acum, că... Nu știu dacă trebuia prima dată să asigură alte la om, nu prima dată de scumpit. Că până la urmă de foame nu mai se urcă nici autobuz, stă acasă, eu nu știu ce să spun. E cam complicat, complicat. Dar știu, nu e așa, e greu, nu e așa, era mai bine înainte. Nu trebuia să facă scumpirea asta. Nu prea. Greu. Mărunții și pe asta e o problemă la șoferi de microbus sau... Este, da, nu, o să fie probleme, eu de obicei am abonament și... Unul ca mine, săracul, dă și de multe ori dublu, când nu se mai pricepe. Uite, acum la floare m-am dus, îmi spune 150, am înțeles 1,5 milioane. Ăștia tineri săraci știi să mai spui că n-are în buzunar, ba, să ceartă cu taxatul. Iar nu știu ce să vă spun, știți dumneavoastră mai bine. Scumpirea la autobuze, la maxi-taxi, a biletelor, până la urmă trebuia să se întâmple. E mare, e mică, decidem noi până la urmă și fiecare în parte are câte o părere. 1,5 lei, atât va costa de acum înainte un bilet dacă vrem să ne deplasăm prin Suceava. Dacă e mult, dacă e puțin, ține de fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, va fi ceva mai greu cu mărunțișul. N-ai ce-i face până la urmă, dar poate și ăsta e unul din motive pentru care s-a mai scumpit cu 50 de bani. Dacă se făcea 1,2 sau 1,3 lei, ia gândiți-vă atunci cum ne descurcam noi cu mărunții. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744238830. Accesați www.viatansuceava.ro pentru mai multe păreri despre această scumpire a biletelor, care ne influențează, vrem nu vrem, pe toți. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve.
Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Cauți locul unde poți găsi orice ai nevoie pentru casa ta. E simplu. Saturn îți oferă tot ce îți dorești, de la filtrul pentru cafeaua din fiecare dimineață până la canapeaua de unde vezi serialul tău pe un LCD de 120 de centimetri. Corpuri de iluminat, parchet și covoare. La Saturn le găsești pe toate într-un singur loc. La Saturn e altceva, e confort în casa ta. Tot ce-i nou și tot ce-i bun e doar la Saturn. Saturn Center, strada Cernăuță 113, șoseaua Șchei-Țicani.